În videoclipul de azi o să ne jucăm Fortnite pe telefon, like, subscribe, follow pe Instagram, spazi pe shop dacă vrei să mă susții, cine îl bagă și lasă numele în comentarii poate să primească acest gift din partea mea. Pa. Bă, poate vă întrebați cum de merge să te joci Fortnite pe telefon și voi nu știați încă asta. Deci, stați un pic. Prin intermediul Epic Games nu merge să te joci Fortnite pe telefon. Prin intermediul acestei platforme, prin intermediul GeForce Now, o platformă creată de Nvidia, poți să te joci Fortnite pe telefon. Poate vă întrebați cum, deci fiți atenți. Practic, nu poți să te joci doar pe telefon, poți să te joci pe ce dispozitiv vrei tu. Poți să te joci pe iPhone, poți să te joci pe Samsung, poți să te joci pe televizor, poți să joci pe ce vrei tu, poți să te joci pe absolut orice. Poți să te joci dacă ai un calculator slab și îți merge Fortnite în 20 FPS-uri, poți să te joci aici Fortnite cât vrei tu în mult mai multe FPS-uri. Bă, stați un pic, sunt foarte multe lucruri pe care eu trebuie să vi le zic. Poți să te joci dacă nu dai bani. Există 3 posibilități. Ca să te joci aici trebuie să-ți faci un abonament. Poți să te joci ori gratis, nu dai niciun ban, doar că ai un singur minus. Poți să te joci o singură oră. După ce se termină ora, dai refresh la pagină și te mai joci o dată. Adică minusul e că poți să te joci doar cât o oră legată. Dar oricum, poți să te joci, asta e ideea. Poți să te joci gratis fără să plătești. Apeși pe join și te joci. Trece ora, dai refresh. Te joci iar o oră, iar refresh, iar o oră, tot așa. Deci poți să te joci gratis sau poți să-ți faci abonamentul Priority care te costă $11. Ai anumite beneficii, te joci cu RTX 6 ore, o sesiune de gaming legat. În fine, vedeți beneficiile aici, puteți să intrați pe să le vedeți și voi. Sau abonamentul ăsta pe care l-am eu, 22 de euro și mă joc cu RTX 4080. Vedeți și voi aici beneficiile, e super tare, 120 FPS-uri, cam cât duce iPhone-ul meu. Adică eu mă joc în 120 de Hz, ca să înțelegeți voi, pe telefon. Da, rămâneți un pic ca să vedeți. Odată ce vă faceți unul din abonamentele astea, cum funcționează aplicația. De ce pe un calculator unde mergeți în 30 de FPS-uri aici poți să te joci cu 100 de FPS-uri, 120, na. De ce? Pentru că jocul nu rulează pe specificațiile calculatorului tău, da? Jocul rulează pe un calculator de parte de tot și la mine se transmite imaginea live, adică eu doar trebuie să am o conexiune bună la internet, iar astfel am o sesiune de gaming plăcută. Trebuie să testați voi să vedeți cum merge la voi. Intrați, vă jucați gratis, e simplu. Dăm la games, să știți că orice întrebare ați avea o găsiți deja pe site. La how to play îți arată cum poți să te joci pe orice dispozitiv. Fără să instalați aplicația, direct în browser apăsați launch on browser, se deschide această filă și aici avem absolut ce joc vrem noi, dar noi o să ne jucăm Fortnite Battle Royale. Apăsăm play. Ne-am logat cu contul de Epic Games. Adică dacă tu vrei să te joci Counter, trebuie să te loghezi cu Steam-ul. Dacă vrei să te joci cu tare joc, te loghezi cu ce are el nevoie, Ubisoft și ce mai există, ok? Eu sunt logat și cu Steam-ul, m-am logat cu tot și cu Epic Games-ul, de aceea o să mă bage direct pe contul meu de Fortnite. Jocurile care sunt gratis, puteți le juca și fără să vă logați. Adică Fortnite puteam să mă joc și dacă nu mă logam cu Epic Games-ul, doar că m-am logat ca să mă joc pe contul meu. Dau play. Fiți atenți la chestia asta. Direct din browser. Bă, mie mi se pare, nu știu dacă pe voi vă surprinde, dacă sunt eu nebun și mi se pare mie ceva fascinant. Eu nu știu cum, de nu știam chestia asta până acum. În fine, nu știu, dacă o să intre cineva să joace, aș vrea să-mi lăsați și mie în comentarii dacă v-a plăcut experiența. Eu acum m-am logat pe contul meu. Sunt direct pe contul meu. Oh, am muzica cantare. Fiindcă avem abonamentul Ultimate, noi avem RTX On și avem toate setările la maxim. Eu cu setările astea am 30 de FPS-uri. Doar că eu acum mă joc pe un calculator foarte performant care cred că se află pe undeva pe cine știe unde și ăla transmite imaginea live la mine. Bă, eu acum sunt în browser. Eu nu am jocul deschis. Cum vă arăt? Uite, vedeți? Eu acum sunt pe Google. Uite. Bă, e tare rău. Voi înțelegeți ce se întâmplă aici? Doar mie mi se pare super tare. Pentru oamenii cu calculatoare slabe, uite, aveți și voi o soluție să vă jucați Fortnite cu mai multe FPS-uri, să nu mai aveți lag. Doar vă trebuie conexiune bună la internet, asta, nu știu, trebuie să intrați voi să testați, v-am zis, testarea e gratis. Noi putem să ne instalăm aplicația, să ne jucăm cu direct pe aplicație, dacă nu vrem să ne jucăm direct în browser. Da, am ales să mă joc așa și pe exact pe același principiu te joci pe telefon, adică deschizi Safari-ul și te joci direct acolo. Toate detaliile despre cum se folosește le găsiți pe site, e foarte simplu, scrie foarte simplu. Stai că n-am keybind-urile făcute ca ale mele, bă, ce credeți? Cred că fiindcă m-am jucat eu pe telefon de aia. Ia de să-l batem noi pe ăsta, nu ne jucăm foarte mult, nu trebuie să câștigăm. Nu, acesta este scopul nostru. Ia uite, mai ne deși cu player slab, nu înțeleg. Mă dă cu boți. Abar n-am de ce, probabil nu știu. N-am setările mele. Bă, sincer fiu, acum că am intrat în meci mi s-a făcut chef de joc. Stai un pic. Câștig și eu meciul ăsta, eu zic că îl câștig. Doar trebuie să mă lăsați un pic. Aparent mă pune să fac tutorialul Fortnite, nu știu. Probabil vede jocul că eu sunt acum în altă parte. Nu sunt la mine acasă teoretic, pentru că v-am zis, jocul meu rulează nu aici, e în altă parte, America, altceva. Bă, dar ce grafică, uitați-vă și voi un pic. Uitați-vă în dreapta sus, eu am 120 de FPS-uri. Eu când am făcut videoclip cu grafică wow și am dat toate stelele la maxim, eu aveam fucking 30 de FPS-uri. 30, 25, eu așa reușeam să mă joc cu aceste stele. Deci eu nu știu ce calculator au băieții ăștia, în fine. Nu știu ce face băiatul ăsta, e bot. Cred că mă dă cu boss pentru că încă o dată nu sunt la mine acasă, teoretic. Mă joc din altă parte, America, altceva. Exact pe același principiu, puteți să vă jucați și pe telefon. Cum mă joc eu acum în browser și telefonul are browser și te joci pe el. Pe Android, la fel în Google Chrome, pe iOS, în Safari. Simplu ca bună ziua. Haide mă găsim și noi niște player, vreau să mă bat eu cu cineva. Hop, player, hop. Băiatul ăsta chiar vrea să construiască. Bă, e nebun omul. E nebun omul.
Nu știu ce făcea, încărca, în fine, nu mă interesează, l-am bătut. A, era bot? Nu, era vere, era player real. Sunt eu prea bun. Ia mă, dacă mă uit așa încolo unde sunt mai multe construcții, scade sub 120 de FPS-uri, tot 120 am. Bă, nu știu ce calculator. Bine, eu mă joc acum pe RTX 4080. Eu am abonamentul Ultimate. Voi puteți să vi-l faceți ori pe ăsta, ori altul. Eu vă recomand întâi să vă jucați gratis și apoi să vedeți voi dacă rentează să vă cumpărați sau nu. Mai găsim și noi playeri. Dacă nu aveți calculator, vă jucați pe Android, orice telefon o fi, pe iPad, pe orice, când zic că merge să te joci pe orice device. Merge să te joci pe orice device. Adică merge să te joci până și pe televizor, da? Aveți toate detaliile pe site. 1800 de jocuri, nu cred că e niciun joc care să nu existe acolo. Părerea mea. Dacă găsiți unul, vă dau eu un premiu, vă dau gift. Bă, s-au bătut playeri aici, dar vreau și eu să mă bag cu ei. Mă descurc, mă, și eu pe build. Pop. Da, mă descurc de minune. Vreau să mă bag și eu cu cineva pe graficile astea nebunitice. Nebunitice. Haide. Văd și eu player? Nu văd. Bă, ce frumos se vede, bă, să nebunesc. Ok, l-am văzut pe nebun. Ok, ăsta e nebun de la. Ce ziceți, mă, îl bat? Îl bat. Nu știu unde cade. Ok. Nu, a murit de la, nu știu cum a murit. Hai să ne jucăm pe telefon că e mai interesant. Bun, am aplicația GeForce Now descărcată de la ei de pe site. Intru pe ea, fiți atenți. La fel sunt logat, la fel abonamentul, la fel fiți atenți. Dau pe Fortnite, dau jucați. Nu sunteți pregătiți oricum pentru ce se întâmplă. Să începem. Bă, eu acum sunt pe telefon. Bă, voi nu înțelegeți. Uite, ascundem asta aici, dăm Battle Royale. Nu înțelegeți ce se întâmplă voi. Vă spun eu că voi nu vă dați seama. Eu acum sunt cu degetele pe ecranuț. Și dăm play. Dăm sunetul mai încet. Bă, sunt pe telefon, mă joc. Eu m-am mai jucat o singură dată, dar nu am jucat un meci. M-am jucat doar aici în lobby. Deci fiți atenți. Noi avem pe ecran butoane pentru orice acțiune pe care vrem să o facem. Adică noi avem, ia uite, să mergem înainte, stânga, dreapta, cu tare, avem să dăm cu pickaxe-ul, avem să ne luăm ăla în inventar, putem să schimbăm parmă, putem să punem ținta și putem să tragem, dacă asta ne dorim. Ia uite. Pop, pop, pop. Eu acum mă mișc cu degețelele mele frumoase pe acest ecran minunat. Bun, avem buton să sărim, sărim când vrem noi și ce credeți? Ah, nu, aici sunt questurile. De sărit, uite butonul aici. Pop, și sărim unde vreți voi. Bă, sincer să fiu, o să mă duc într-o locație mai departată, la fel ne jucăm cu RTX One și avem grafici super tari. Nu-mi propun să fac cu ei, primul meci pe care îl joc și probabil joc foarte slab, că nu m-am obișnuit încă cu controlele astea, uite. Putem să construim. Bă, dar noi nu suntem la no build. Luăm pickaxe-ul înapoi în mână, ne ridicăm. Dacă sunt player aici, nu vreau să mă bag cu ei, vreau să fug. Bă, nu vreau să mă bag cu voi. Lăsați-mă să fug de aici. Ok. Nu m-am obișnuit încă cu controlele și joc foarte prost. Sunt niște jucători care joacă foarte bine, dar eu nu sunt încă așa nebun. Avem butoane pentru orice pe ecran. Avem să deschidem inventarul, avem pickaxe, avem să mergem, avem să sărim, avem să alergăm, avem să facem slide. Interesant rău că e fucking pe telefon. Eu ieri m-am dus mătunt și m-am jucat de la frizerie de acolo. Foarte frumoasă grafica. Așa puteți să vă jucați Fortnite pe telefon. Eu acum, bă, eu aș putea. Bă, ia, stați-mă un pic. Bă, de ăsta cu pickaxe-ul în mine, lăsați-mă un pic că încercam să pun video, să mă vedeți. Nu trage după mine. Lasă-mă. Bă, bine că trage pe lângă. Nu, e nebun omul. E nebun. N-am cu ce să-l omor, eu n-am armă. Bă, lasă, stai un pic că vreau să. Bă! Și apăsăm, nu mai văd butonul de unde sar. Am sărit. Bun. Și acum, ia uite. Vedeți? E efectiv Fortnite pe telefon. Mai jucăm meciul ăsta. Dacă câștigăm bine, dacă nu, oricum nu, acesta este targetul meu. Stai să iau ăsta înapoi în mână. Nu vreau neapărat să câștig pentru că sunt la început și încă nu m-am obișnuit cu controlele, sincer. Gen, mă mai uit după butoane pe ecran, că uit unde sunt. Până-mi fac automatismul ăsta, să știu unde sunt lucrurile pe ecran, să pot să mă joc ochii închiși, gen. Deci ce vreau să spun? Asta e că avem și noi armă în sfârșit. Sunt și eu capabil să bat și un player? Butoanele astea, gen, nu există. Astea sunt făcute probabil de cei de la Nvidia. Ia uite și poți să pui și ținta. Nu știu, mă, e bine, mă, să nebunesc dacă nu e bine. Ce ziceți, mă, reușesc să câștig și un meci pe telefon? Haideți să vedem. Deci doar meciul ăsta îl jucăm. Dacă îl câștigăm bine, dacă nu, nu. Nu știu, jucătorii ăștia cu care mă întâlnesc eu, ăștia joacă probabil de mai mult timp și joacă mai bine ca mine. Ia uite, mă. Hai, mă, că ușor îmi fac și eu mâna, mă, și încep să mă mișc, să am un movement ok, gen. Că acum chiar am un movement prost rău tot. Haide, mă, vreau să bat și un player. Cât mai sunt în viață, unde mi-apare sub harta acolo 38 în afară de mine. Trebuie să găsesc și un player. Probabil o să fie mai puțin editat acest video, pentru că eu aici n-am ce editul să vă fac. Aici pur și simplu voi trebuie să aveți un gameplay clean, nu cum v-am obișnuit eu. Videoclipuri super, super tare. Bine, acesta e un videoclip super tare. Numai faptul că vă arăt acest lucru e tare. E tare! Drive. A, mi-a făcut pană. Uite, ăsta trage cum trebuie. Și probabil o să mă bată. Uite, pot să-mi dau și boost. Pare reușesc eu să fug de ăsta. Nu știu cum opresc radio. Nu cred că pot să fug de el și cred că trebuie să mă dau jos din mașină. Și ce crezi, ăsta e un super jucător și cred că mă cam bate. Nu știu, mi-a dat cu. Bă, de pe telefon am cum să câștig un meci, mă. Suntem iar pe calculator. De data asta nu ne mai jucăm în browser, ne jucăm direct de pe aplicație. Dai play. Ne-a băgat în joc. Zero build. Mamă, dăm și rank, că n-avem rank. Mamă, ne și ne dă cu jucător slab și câștigăm. Nu vreau să vă las fără win. Dar totuși, ca să fie challenging, n-am voie cu mai multe șanse. Asta e singura mea șansă să fac win. Deci trebuie să ne folosim 100% din creator. Gata, jucăm competitiv. I'm a pretty smart girl. L-am văzut pe playerul la care a sărit cu noi. Nu mă interesează despre el. Tot ce mă interesează pe mine e să câștig acest match.